Este ora 4 dimineața. În timp ce orașul doarme, Oxana deja este pregătită să plece la serviciu. Timp de circa 8 ore, aceasta se va afla la volanul troleibuzului pentru a transporta cu grijă pasagerii. O familie de șoferi, iată ce ascund de fapt soții Josan. Oxana era taxatoare când Igor avea deja ani buni la volanul troleibuzului. I-a plăcut această meserie și a hotărât să-i se alăture soțului. Igor credea că Oxana glumește. Totuși, lucrurile s-au schimbat când acesta a văzut cât de ambițioasă e partenera sa de viață. Mi-a spus, Igor, poate mă duc și eu la școală să învăț și eu. Îmi spune, e greu pentru femei, pentru bărbat e ușor, cum n-aș spune. Noi trecem peste tot, bărbat. În femeie mai greu, în femeie pentru casă. Spun, mă duc. E chiar așa? Mă duc și eu să zic, tu ce înseamnă? S-o duc la școală, am învățat, am terminat. Cred că e s-o dat, e spre mersul. Soțul îmi spune, du-te și învață, dar dacă ți-i dați fii șofer, ați fii șofer, dacă nu, nu. Și la muncă și acasă, soții Josan fac totul împreună. Mai matinală însă este femeia, bineînțeles. El mă ajută repede, pregătim să mâncăm, repede facem tot ce vine de făcut. Cu băietul eu am grijă să-l controlez permanent. Dimineața eu mă trezesc, dar la serviciu el mă ajută să îngătesc repede mașina. Să conduci un troleibuz este o muncă deloc ușoară, iar până ajunge la volanul mașinii, Oxana mai are și o rutină zilnică. Am trecut narcolgul, acum mergem la dispecer, ne dă graficul la linie, ne dă jurnalul de bord care trebuie să... și mergem la mașină. Bine. E foarte ușor. E mai bine de cum vorbi cu bărbații decât cu femeile. Da, e foarte bine. Ai uneori când ai nevoie, te ajută. Cât de grea este această meserie? În ambuteaj e foarte greu. Sunt foarte multe mașini. Să fie doar banda noastră de troleibuze, e super ar fi. Pentru că dacă sunt multe mașini, fiecare unul stai colțul, nu cedează la transport public. Tot Oxana este eroina care se bucură de încredere din partea colegilor, dar și de admirație din partea pasagerilor. Deși uneori o mai lasă puterile și oboseala se cuibărește la pieptul său, Oxana spune că găsește de fiecare dată forțe să meargă înainte și îndeamnă toate femeile să doboare stereotipuri. Daniela Danilova, Dmitri Parșucov, Accent TV.